Dragi telespectatori, de la Galați, pentru că noi așa am stabilit de fiecare dată, chiar dacă facem la Iași, la Suceava, la Botoșani sau oriunde în țară, invităm și din alte județe. Iată un tânăr care se ține scai de noi, dar foarte bine face, mi-a ascultat sfaturile. Bogdan, da? Sau cum? Da, Bogdan. Bogdan și... Vrânceanu din județul Galați. Ar fi mers undeva pe la Focșani, pe acolo unde e vinul bun sau e vinul bun și la Galați. Și la Galați. Da. Bine ai revenit în echipa noastră, a bunei dispoziții. Dragul meu, uite, eu mă uit în camera de luat vedere acolo și să uită cine se uită, nevasta sau prietena la mine? Soția. Da, spune, uite, domnule, ea s-a dus, iar a cheltuit bani, s-a dus în emisiune la Eugen Ungureanu. Păi numai benzina până la Iași cât costă? Aoleu. Sunt ce zici? Cu aprobarea dânsei, bineînțeles. Dacă avem o aprobare, atunci treaba este ok. Eu aș vrea, înainte de toate, înainte de a te întreba ce ne vei cânta, pentru că tu ai venit și data trecută cu un bun prieten de-a tău care sigur te ajută la orchestra și am zis că așa e frumos să-l prezinți. Am vrut de data trecută să-l prezint, dar emoțiile au fost prea mari. Da, melodiile sunt scrise de mine, dar culoarea, tot ce e mai frumos sunt făcute aranjamentul de bunul meu prieten Adrian Blându. Hai să-l aplaudăm, domnul Rod. Da? Vreau să-i mulțumesc pentru că datorită dânsului am prins un pic aripi, el m-a încurajat. Mergi, nu te opri, mergi, e bine așa cum este. Corect. De aia să nu-ți înșel niciodată nevasta, să nu prinzi aripi mai multe, știi, mai ales dacă e la ultimul etaj. Nu, niciodată. Așa. Ești familist convins, să înțeleg. Convins și da. O să vedeți și prin melodiile pe care le voi cânta în această seară. Una din ele este despre nevastă, pentru nevastă, pentru scumpa mea nevastă. Și cea de-a doua piesă este dedicată întregii mele familiei, pentru că ea mă susține pe plan sentimental. Dacă Adrian mă susține pe plan profesional, familia, soția, băiețelul meu Teodor și toată familia mă susțin foarte mult și m-au inspirat să scriu o piesă și pentru dânsii. Bun. Dacă mai e vreun mesaj pentru telespectatorii noștri, dacă nu, să trecem la treaba. Telespectatorii să se uite cât mai mult la Ora Veseliei, să asculte numai muzică bună, populară în special, și le doresc multă, multă sănătate și bucurii. Da, aplauze, dragi telespectatori, cântă pentru noi Bogdan, prietenul meu cel mai bun de la Galați. Mulțumesc! Casă cu așa soție, la 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 la. Îi fac toate pofele, la 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 la. Că mi-accepte toanele, la 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 la. Femeia sfințește locul, în prag îți vine norocul. Casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Nevasta sfințește locul, în prag îți vine norocul. Casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Când vin obosit acasă, la 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 la, iute mă pune la masă, la 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 la. Scoate și o cană cu vin, la 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 la, și mă alintă puțin, la 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 la. Femeia sfințește locul, în prag îți vine norocul. Casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Nevasta sfințește locul, în prag îți vine norocul. Casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Thank you.
nevasta o voi iubi, la 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 la. Că e sufletelul meu, la 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 la. Pentru ea muncesc mereu, la 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 la. Femeia sfințește locul, în prag-ți vine norocul, casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Nevasta sfințește locul, în prag-ți vine norocul, casa e înfloritoare și viața frumoasă tare. Dragi prieteni, oameni buni, astăzi eu vreau să vă spun în lume despre familia mea. Mult mă mai mândresc cu ea. Dragi prieteni, oameni buni, astăzi eu vreau să vă spun în lume despre familia mea. Mult mă mai mândresc cu ea. Când cu toată inima mea, pentru familia mea. Dacă este sărbătoare sau orice aniversare, ne întâlnim cu micul mare. Când cu toată inima, pentru familia mea, pentru familia mea. Dacă este sărbătoare sau orice aniversare, ne întâlnim cu micul mare. Șoșolo! Mai bună în astă lume, stai familia cu tine, frații, vieți bine sau ți-e greu, toți se află în jurul tău. Cei mai bună în astă lume, stai familia cu tine, frații, vieți bine sau ți-e greu, toți se află în jurul tău. Când cu toată inima pentru familie, sau orice aniversare, ne întâlnim cu micul mare. Când cu toată inima pentru familia mea, pentru familia mea. Dacă este sărbătoare sau orice aniversare, ne întâlnim cu micul mare. Socrul meu face grătarul, hai tată, umple-n paharul, tată, cu vin bun al de al tău, de care ai avut mereu. Tu, nevasta mea drăguță, pune de mămăliguță dragă, că avem un safir la masă, familia cea frumoasă. Când cu toată inima pentru familia mea, pentru familia mea. Dacă este sărbătoare sau orice aniversare, ne întâlnim cu micul mare. Când cu toată inima pentru familia mea, pentru familia mea. Dacă este sărbătoare sau orice aniversare, ne întâlnim cu micul mare. O să-l invit lângă mine pe Ciprian Surgiu. Aplauze, Tudorel, dă-i bătaie acolo.
Ciprian Surugiu, coincidență de nume, Paul Surugiu Fuego, Ciprian Surugiu Fuego din Iași. Dragul meu, mă bucur foarte mult, chiar sunt onorat că suntem împreună. Cum e treaba asta? Tu chiar ai clienți, ai oameni care te solicită la petreceri. Am prieteni buni care mă solicită să cântăm frumos și să facem atmosferă cât mai frumoasă, optimistă și plină de bucurie, nu? Da, am creat chiar și o pagină de internet și o să-i rog pe toți artiștii să apeleze, pentru că eu este vorba de www.bursamuzicanților.ro. E o pagină de internet unde noi promovăm artiștii fără niciun fel de probleme. Ce ne cânți? Ce? Asta e viața mea, așa se numește prima melodie. Și haideți să o dedicăm gazdei noastre, doamna Mariana. Am înțeles că va avea un... Aplauze pentru doamna Mariana, un eveniment deosebit. Să trăiască viitoarea finuță și să-i dorim viață frumoasă și putere de muncă să conducă acest super bloc. Perfect. Asta era o piesă, le-ai spus pe amândouă și n-am fost eu atent. Asta e viața mea, așa? Și a doua melodie, asta e nunta aleasă, acolo nu mai mergem la cumătrie, mergem gata, la nuntă. Dacă e vorba de nuntă, atunci să lăsăm nunta și să se distreze. Seara vreau să plec cu mândra să mă petrec, să beau vin și să beau bere ca să uit de cerere. Asta seara vreau să plec cu mândra să mă petrec, să beau vin și să beau bere ca să uit de cerere. Asta e viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Strânge-mă mândră-n brață până să face dimineață, și-apoi iarăși până-n zori să nu uiți ce-nseamnă dor. Strânge-mă mândră-n brață până să faci dimineață, și-apoi iarăși până-n zori să nu uiți ce-nseamnă dor. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, așa. Voi cânta mereu numai de dragul tău, numai de dragul să trăiesc cu femeia ce-o iubesc, că în lume dragostea e frumoasă, nu e rea. Tare-mi place să trăiesc cu femeia ce-o iubesc, că în lume dragostea e frumoasă, nu e rea. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu numai de dragul tău, numai de dragul
o verdi di picarari. A pornit astăzi o nuntă mari. Cu alai frumos și lumii multe, lăutar vestis care îi cântă. Pusu-i o primasă, asta-i nuntă aleasă, cântați lăutari, câi nuntă de gospodari. Pusu-i o primasă, asta-i nuntă aleasă, cântați lăutari, câi nuntă de gospodari. Și-s oamenii omenii, toată nunta noastră biniștii. Au inima bună ca o pâine, și eu zău coi cânta până mâine. Busuio pe masă, asta-i nunta aleasă, cântați lăutari, că-i nuntă de gospodari. Pusu-i o pimasă, asta-i nuntă aleasă, cântați lăutari, că-i nuntă de gospodari. Cinstez cu socrii mici, răsvoioși și starii fericiți. C-o făcut o nuntă așa bogată, să nu uite nimeni niciodată. Busuio pe masă, asta-i nuntă aleasă, cântați lăutari, că-i nuntă de gospodari. Pusu-i-o pe masă, asta-i nuntă aleasă, cântați lăutari, că-i nuntă de gospodari. Asta-i nuntă aleasă, cântați lăutari, că-i nuntă de gospodari. Pusu-i-o pe masă, asta-i nuntă aleasă, cântați lăutari, că-i nuntă de gospodari. Ei, dragi telespectatori, iată că atmosfera este extrem de plăcută, avem artiști deosebiți aici la Iași. Păi și dacă nu veneam la Iași, ce se întâmpla cu mine? Era foarte rău, pentru că așa stă bine unui prezentator de televiziune. Dacă ești din Moldova, promovezi moldovene, da? Ei, am fost eu în perioada trecută, am trecut un pic și în Ardeal. Am făcut o emisiune, de fapt mai multe filmări la Brașov. Iată-ne la Iași, am revenit aici în Moldova noastră dragă. Și dacă tot sunt la acest capitol, vreau să cânt și eu pentru dumneavoastră o melodie din cauza căreia am pățit foarte multe lucruri, așa zis, neplăcute. Am întârziat și eu acasă un pic mai mult, dar ce contează o noapte întreagă? Asta înseamnă întârziere? Am avut un prieten care a fugit de acasă vreo săptămână cu o fată frumoasă și tot l-a primit nevasta acasă. Da, uite, Marius poate să spună.
dar eu că am lipsit doar câteva ore, să vedeți de ce este DJ Lili foarte furioasă. C-am plecat din nou de acasă, ram tai diri diri ra. Mine va sta furioasă, ram tai diri diri ra ra. C-am plecat din nou de acasă, ram tai diri diri ra. Că m-am dus la neamintică, ram tai diri diri ra ra. Să mai beau o țuică mică, ram tai diri diri ra. Că m-am dus la neamintică, ram tai diri diri ra ra. Să mai beau o țuică mică, ram tai diri diri ra. În o gradă mă poftește, ram tai diri diri ra. Să mai beau un păhărel, ram tai diri diri ra ra. Numai unul mititel, ram tai diri diri ra. Să mai bem un păhărel, ram tai diri diri ra ra. Numai unul mititel, ram tai diri. Păhăruțul mititel, ram tai diri diri ra ra. Nu mă mai satur de el, ram tai diri diri ra. Păhăruțul mititel, ram tai diri diri ra ra. Nu mă mai satur de el, ram tai diri diri ra. Și pifănică, ram tai diri diri ra ra. În o grada lui mitică, ram tai diri diri ra. Cum suntem acum a trei, ram tai diri diri ra ra. Parcă-ți vine să mai bei, ram tai diri diri ra. Cum suntem acum a trei, ram tai diri diri ra ra. Parcă-ți vine să mai bei, ram tai diri diri ra. Ce spui ca să ram tai diri diri ra ra. Dar mitică nu mă lasă, ram tai diri diri ra. Să mai bem o țuică mică, ram tai diri diri ra ra. Cu fănică și petrică, ram tai diri diri ra. Să mai bem o țuică mică, ram tai diri diri ra ra. Cu fănică și petrică, ram tai diri diri ra. Să mai bem o țuică mică, cu fănică și petrică. Furioasă, ram tai diri diri ra ra. Cam ajuns târziu acasă, ram tai diri diri ra. Mine vasta furioasă, ram tai diri diri ra ra. Cam ajuns târziu acasă, ram tai diri diri ra. Știe ea la o adică, ram tai diri diri ra ra. Cam băut iar cu mitică, ram tai diri diri ra. Știe ea la o adică, ram tai diri diri ra ra. Cam băut iar cu mitică, ram tai diri diri ra. Eu zic acum să invit la microfon un artist, un tânăr artist, care are un baston și care este îmbrăcat în culori ecologiste. Da? Îi facem loc și vine lângă mine, în aplauzele dumneavoastră, se prezintă singur, de la doamna profesoară Anca Petruaie, da? Hușman Sebastian. Aplauze, aplauze, vă mulțumim frumos, vă mulțumim frumos. Trebuie să mă... Tu ai mai fost în emisiune la mine, da? Desigur. Desigur. Ora veselii este ora celor care știu să facă și
să zicem noi, muzică de stradă, da? Da. Ce ne cânți de data aceasta? Eu voi interpreta melodia Cel mai mult îmi place Mambo și Durli Durli Da. Bun. Eu zic prima melodie, după care te duci, te aranjezi din nou și revii în platoul nostru, da? Da. Vreau. Când dansez și nu sunt trist, noapte mai la școală iau. Când dansez în toiul nopții sau la început de zi, știu că sunt alesul sorții și nu mă mai pot opri. Cel mai mult îmi place Mambo, Mambo este dansul meu. Mambo, Mambo, îmi place Mambo și îl voi dansa mereu. Dans, dansul lui e Mambo, este Mambo cu avânt. Mambo, Mambo, place Mambo, să mă credeți pe cuvânt. Pai, ram, pam, pam, turururur, pai, ram, pam, pam, turururur, pam, pam, pam. Sunt fluturel în zare, sunt o aripă de nor. Sunt o clipă de visare, când dansez eu parcă zbor. Și când va începe dansul pe parchetul lustruit, să vă cine ține pasul cu mine până la sfârșit. Cel mai mult îmi place Mambo, Mambo este dansul meu. Mambo, Mambo, îmi place Mambo și îl voi dansa mereu. Dans, dans, nu e Mambo, este Mambo cu avânt. Mambo, Mambo, place Mambo, să mă credeți pe cuvânt. Mambo, Mambo, place Mambo, să mă credeți pe cuvânt. Să mă credeți pe cuvânt. Să mă credeți pe cuvânt. Pam, 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 tururu, pam, pam. Servus, dragă, ce faci? Bine. Bine, bine. Ai prășit? Ai făcut ceva treabă pe acasă? Că tu ești din ce localitate ești? Eu sunt din localitatea Dărmănești. Așa, județul? Județul Bacău. Județul Bacău, corect. Băcăuan de al meu, da? Da. Așa. Ce treburi faci tu pe acasă? Lasă muzica asta, vorbim mai încolo. Pe ce dimineața, pe în afară de școală. Așa. Mă spăl pe dinți. Bravo. Pe față. Așa. Merg afară. Ai telefon mobil, nu? Da. Acum, domnule, bravo, aplauze. Ce credeți dumneavoastră, da? Și mai departe? După aia mergi la bunici. La bunici, corect. Dar mai comunici cu ei prin Messenger, nu? Pe internet, da, așa, da, sigur. Da. Pe Messenger stau cu bunica un pic. Ce faci, bunii cu tare, da? Da. Bun, foarte frumos. Și îi spui, vezi că ți-am trimis... Sau pe mobil un MMS, da? Cu o melodie, da, nouă. Așa, bunica, am o melodie nouă pe care am înregistrat-o în studio cu cine? Cu domnul Eugen Ungurea, nu? Cum e? Da. De fapt, două melodii sunt, nu? Două. Cum se cheamă? Una o cheamă Moșule, Hai Moșule. Asta spuneam, nu? Asta e trimis, da, așa. Hai Moșule, da, fii atent acolo. Și a doua? A doua se cheamă Poloboc. Cam de vreme. E polobocul cât tine, așa. Da. Ia spune-mi prima strofă să văd. Acum te prinde, o să văd dacă știi versurile. Polobocul. Șoare vie moldoveanu și muncește nea tot anu, măi, măi. Bravo. Și-apoi iarna stă la foc și bea vin din poloboc, măi, măi. Gata, te las că ești mai tare cu polobacele ca mine. Aplaudați-l, aplaudați-l. Bravo. Și pe lângă joc, ca botuce lângă foc, numai un răsărit, tot te chiuit. Tamo și pe lângă joc, ca botuce lângă...
Iar sare, iar baba de ciudă moare de-n.
Aplauze, aplauze, bravo! Îți dau un singur sfat, să te ții de muzică, pentru că vei ajunge un artist foarte mare. Mulțumesc. Promiți? Promit! Hai, aplauze, nu se aude, nu se aude! Nu întâmplător discutam eu cu tine chestiunea asta, pentru că pe acest scaun va sta și cel care te-a descoperit, care te pregătește, e vorba de Nea Jean Dănăiță, da? Spune-i tu numele. Nenea Jean Dănăiță. Așa, să-l poftim aici în aplauzele dumneavoastră. El vine cu un instrument extraordinar și cu permisiunea ta o să-i dau microfonul, vreau să schimb câteva cuvinte. Te rog să-l feliciți pentru prezența în emisiune. Uite așa, uite așa, noroc. Succes, succes, Nea Jeane. Așa, au ei așa. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă felicităm pentru elevul dumneavoastră. Respect, respect. Cât mai aproape microfonul. Da. V-a plăcut recitalul, da? N-a fugit nimeni din sală deocamdată. E un semnal bun, e un semnal bun. Promite. Acum, spuneți-mi ce cu acest instrument pe care, cu care ați venit dumneavoastră. Cum se cheamă? Pe Lipscani, în 70, era unica consignație din țară. Acolo am găsit-o în 1965. Instrumentul se cheamă Havaiana. Da. Havaiana. Cred că sunteți printre puținii din zona noastră a Moldovei care cântați la acest instrument, care e specific american. Deci anul trecut am plinit 70 de ani și 50 de ani de activitate, lupta cu elevii. Cu el ai luptă foarte grea. Asta, dar nu numai rătun mii. Bun. Deci o mică dedicație pentru Roxana Dănăiță, Georgel și Mihăiță nepotul. Așa. Cuscra și Cuscra lui Dănăiță. Acolo sunt, acolo sunt. Corpul stomatologic Dărmăiești condus de Milea și domnul primar al orașului Dărmăiești care ne-a îngrozit cu banii ca să venim aici. Da, da. Foarte frumos. Le mulțumim foarte frumos, domnule. Domnul primar. Fără banii lor nu eram aici. Foarte frumos.
Dedic aceste melodii bunicilor mei și prietenilor mei, doamnei învățătoare. Și tragea cu plaștia pe un moș ciufut și mic, tot mereu îl nimerea. Doar bunicii lui îi credeau un îngelaș, toate poftele-i făceau băiețelului poznaș. Bani de buzunar toată ziua îi dădeau și sorbindu-l din priviri, uite așa l-alintau. Durli, durli, da, îl striga bunica sa. Durli, durli, du, să nu fie supărat și cumpărat de toate sărăcuțului băiat.